Ieșită din circuitul internațional la nivel de prime grupe valorice, în ceea ce privește handbalul masculin, România încearcă să-și regăsească gloria pierdută, dar cu pași extrem de mici. O decizie radicală va fi adoptată în curând de către Federația de Specialitate. Sezonul intern de handbal 2017-2018 vine cu o modificare importantă la nivelul juniorilor 3. Toate echipele vor fi obligate prin regulament să se apere avansat în prima repriză. Regulamentul a fost deja aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal. Noul regulament prevede, printre altele, că în prima repriză este obligatorie folosirea de către echipa aflată în apărarea sistemului de apărare avansată. Jucătorii echipei aflate în apărare vor lua poziții și vor acționa în afara liniei de aruncare liberă, semicercul de 9 metri. Între 6 și 9 metri este permisă doar relația apărător-atacant cu minge sau fără. Nerespectarea cerinței de folosire a apărării avansate determină un avertisment de echipă, urmat de eliminarea sportivului care nu respectă sistemul de apărare. Avertismentul pentru nerespectarea sistemului de apărare se va acorda la fiecare atac pozițional. La nivel internațional, Spania a mai impus reguli asemănătoare, iar rezultatele s-au văzut în timp, ibericii fiind în topuri atât la masculin cât și la feminin la toate categoriile de vârstă. La categoria junior 3, 16-17 ani, în România sunt înregistrate în competiția internă 56 de echipe, împărțite în 8 serii de câte 7 echipe.